Două mașini au ars ca niște torțe aseară pe o stradă din localitatea Arădană și Clău. Incendiul a fost provocat chiar de proprietari care nu se știe încă din ce motive a dat foc ambelor autoturisme. A folosit cu intenție surse de aprindere în vederea producerii incendiului, au spus anchetatorii. Focul a fost stins de pompieri după 40 de minute, dar mașinile au fost distruse complet. Polițiștii continuă cercetările în acest caz pentru a afla din ce motiv proprietarul a făcut acest gest, mai ales că mașinile erau destul de scumpe.